Zodiile care au noroc la bani în primele zile ale anului 2024. Ei, gândește-te că o dată în viață, da, știi cum e, balanțele au noroc mai mult la bătrânețe, chiar să fie. De ce cam ziceți așa? Se întâmplă. Păi, când ești tânăr, dacă ai bani, n-ai loc de muncă. Dacă ai loc de muncă și ai bani, automat vine mătușa și te întreabă tu cât te însori. Și dacă te-ai însurat, gata, ce mai... Nu mai ai bani. Stai să le duci grija? Mai bine le duci dorul decât grija. E, la anul, balanțele sunt băcai mari. Și că două zodii vor fi vedetele anului viitor în materie de bani. Pentru că vor avea noroc chiar de la începutul anului 2024. Și după aceea vor continua în fiecare lună. Nativii, în schimb, trebuie să fie deschiși, să accepte oportunitățile, că de acolo vin și banii, asta, pentru că nu vor da greș. Tot ce se oferă e benefic. M-a luat sughițul. Mă gândiți la bani. Să gândește cineva, asta are bani și nu ne spune. De regulă, pentru balanțe, nu contează atât de mult capitolul financiar. Atât timp cât își pot permite orice. Nu fac parte din categoria zodiilor care pun mare preț pe bani. Eu numai pe numărul lor pun, pe bani așa, mai suma. Dar se poate schimba și lucrurile se pot schimba de anul viitor și balanțele să realizeze ca un potențial și că pot face tot ce și-au propus. Mai ales dacă poate au existat anumite momente în care au simțit că sunt la limită cu bani. Și datorită acestui fapt, când au scârțăit, cum zice românul, așa, și s-au dat seama că portofelul a început să facă striptease, atunci s-a apucat să facă bani. Balanțele își vor dori să facă schimbări radicale și aici e benefic, deoarece au șanse ca acest lucru să se întâmple încă din primele zile ale lui 2024. Chiar dacă alții sunt deja cu gândul la vacanță, vacanță de iarnă, nativii balanță își fac planuri mari și vor să încerca să îndeplinească acele obiective. A doua zodie, care vine după balanță și se pliază un pic pe norocul la bani, sunt vecinilor scorpionii. Dar ăștia nu poate să spună cineva că și-ar dori au noroc de bani. Dar ăștia, datorită faptului că iubesc luxul și nu se uită la finanțe când își doresc ceva sau când trebuie să-și îndeplinească propriile dorințe, chiar de multe ori pot ajunge și în situații delicate. Așa că scorpionii trebuie să profite de noile oportunități pe care le oferă conjunctura anului 2024 și să ne beneficieze chiar din primele zile, la fel ca vecinilor de zodie, balanțele. Nativii scorpion vor fi cu adevărat împliniți pe plan financiar și vor înțelege că pot face mai mult decât au crezut vreodată, cu condiția să încerce sau să propună să fie promovați în luna ianuarie. Și ei știu să-și ceară drepturile când au. Mă, o stai cu el de vorbă. Nu crezi că era cazul? La obiect, direct. Înțeleg. Și racii mai fac așa ceva, dar nu întotdeauna. Și vor obține o mărire de salariu la care tot au sperat pe parcurs anului precedent. Acum, dacă a venit 9 ani și au aflat că au noroc la bani, cei mai curajos se vor gândi mai mult la momentul în care vor pune bazele unei afaceri. Deci ăștia țintesc ala lung. Balanța vrea să aibă bani, ca asta e bucuria balanței. Să-i bucure pe cei din jurul. Toate balanțele ei dat unei balanțe, dar el deja i-a și împărțit. Nici nu au ajuns în posesia banilor și el știe că vrea să ia cu tare lumea, ci la fiecare. Bucuria și a scorpion și a balanței este de a reuși să facă pe ceilalți mulțumiți. Dar scorpionii, în plus, știu să pună bani acolo unde afacerea îi va aduce dublu, triplu sau înzecit, cum zice românul. Deci, pentru 2024, îmi pare cu regret
că nu sunt toate zodiile la fel, dar cei care au ascendent în balanță sau scorpion pot să meargă. Și să mai pliază și cei care sunt pe axă cu balanța și cu scorpionul. Deci, suntem și noi favorizați, măcar pentru 2024. Foarte bine, maestre. Că celelalte sunt mai bogate. Țin 5 ani de zile unele zodii.